Aici e la microfon, așa că prefer să vorbesc normal. Am aici școala veche, a lui Aneta Bogdan. Aici este școala nouă. Să sperăm că o să avem și puțin din spontaneitatea lui Dragoș și din cea a celorlalți vorbitori de până acum. Drum cu drum, antreprenor manager lider sau ecosistemul conduce. Mărturisesc. De fapt, vrei să faci un secret? Da. Vreți? Nu va mai fi secret. Titlul aparține Marte. Drum cu drum de la antreprenor la manager la lider. Oare de ce? De ce aparține Marte? De ce ne provoacă? De ce credeți? Este un drum lung? Este lung? Cine crede că este lung? Cine crede că este scurt? Suntem antreprenori sau? Presupun lucruri diferite, ok. O altă perspectivă? S-a vorbit de lucru împreună, s-a vorbit de antreprenorul manager, s-a vorbit despre acest lucru. S-a definit antreprenorul ca fiind cel care aduce, creează plus valoare. Sunteți de acord? Este definiția dată de Marx. Antreprenorul creează plus valoare. Dar ce este managerul? Ce este managerul? Simplificând, este cel care aduce rezultate predictabile. Știința de a aduce rezultate. De a pune plus valoarea sau ideea de a aduce plus valoare într-o matrice în care se aducă rezultate predictabile.
liderul ce face? Sigur, face mai multe lucruri. Simplificăm. Ce face liderul? Caută să creeze un consens. Un consens printre oameni. Iată de ce întrebarea mea este, lăsăm o parte rolul vostru formal, antreprenor, manager sau lider, sau altceva. Rolul informal, cum oameni vă considerați? Vă considerați mai degrabă antreprenor, manager sau lider? Mi se pare mult mai relevant. Ne-am căutat să definim acest concept în care rolul de antreprenor este dublat de cel de lider și de cel de manager, prin spunând sau dezvoltând acest concept care se cheamă ecosistemul conducerii. De ce? Pentru că e nevoie de toate cele trei roluri pentru a accede la un anumit. Vă propun să vedem un studiu pe care l-am realizat în această vară, perioada practic a fost din august până în octombrie, și să răspundem la două întrebări. Una se referă, care e diferența dintre managerii de mijloc și top manager versus general manager sau CEO? Căutând să vedem competențele de manager, lider și antreprenor. Și doi, care e diferența din aceste perspective, din aceste din perspectiva celor trei roluri, între companiile naționale și multinaționale? Pe scurt, care credeți diferența între middle management și top manager? Vis-a-vis de cele trei roluri. Unde, în care nivel, în middle management, ce excelează mai mult decât în top management? Și în top management, ce se diferențiază de middle management? Încercați niște răspunsuri? Antreprenor? Altceva? Cum? Expertiză. Expertiză? Ok. Altceva? Dar între companiile naționale și multinaționale, prin ce se diferențiază? Flexibilitate. Flexibilitate la companiile naționale. Altceva? Sunteți cam tăcuți. Vreau să răspundem la câteva întrebări. Ce facem? Doar câteva vorbe despre studiul pe care l-am realizat. Vă spuneam de cele trei roluri de antreprenor, manager și lider. Am exersat mai multe competențe și pe care le-am analizat prin metoda un feedback la 360 de grade rupt pe jumătate, adică doar autoevaluare și evaluare. Evaluarea subordonaților. Cercetarea a fost realizată pe 510 participanți din 27 de companii, 8 companii multinaționale și 19 naționale. Dintre companiile multinaționale, putem să dăm ca exemple, cele Packard, Siemens, care au participat în principal cu structura lor de management. Dintre companiile naționale, Eurolines, de exemplu, a participat la acest studiu. Cu alte cuvinte, au fost 26 de general manager, 43 de top manager și 38 de middle manager. Acestea sunt procentele, o să mergem mai repede. Pe nivelul managerial. Este o cercetare calitativă și, practic, ne interesează modul în care se autoevaluează acești manageri și, pe urmă, modul în care sunt evaluați de către propriul lor subordonați. Iată ceea ce privește competențele de manager, lider și antreprenor. Diferențele între, principale între middle management și top management se înregistrează la toate capitolele, dar cel mai mult este cu privire la partea antreprenorială. Mai mult decât atât, în ceea ce privește antreprenoriatul, există o diferență semnificativă statistic și între nivelul de top management și nivelul de general management. Cu alte cuvinte, luăm competențele, vedem câteva competențe la care excelează general managementul, adică ne referim la inițiativa antreprenorială, dezvoltarea rețelelor de relații, dar și gândire și proprietar sau acelor, asumarea riscurilor și chiar partea de inovare. Ce ne spune aceste lucruri? Ce ne spune
Ce ne spun aceste rezultate? Cel puțin dacă suntem middle management și vrem să accesăm o poziție de top management, e nevoie de mai multă, de mai multă antreprenoriat. În același timp, nu trebuie să rămânem doar la titlul că e nevoie de mai multă antreprenoriat. Acest antreprenoriat e nevoie să fie dublat și de competențele de manager și de lider. Iată, în ceea ce privește autoevaluarea competențelor de manager, lucrurile sunt, între top management și general management, sunt relativ similare. Nu sunt diferențe mari. În ceea ce privește încă o dată, abilitățile, competențele de management. Iar în ceea ce privește partea de leadership, la fel. Lucrurile sunt apropiate. Se păstrează aceeași diferență între middle management și top management. Haideți să vedem acum cum văd subordonați. Ce înseamnă subordonați? Pentru nivelul de general management, subordonații sunt echipa de top management. Pentru nivelul de top management, subordonații sunt middle management, iar pentru middle management sunt, să spunem, cei din first management și eventual poziția de execuție. Diferența foarte mare este între middle management și top management cu privire la antreprenoriat. Iată care este diferența. Adică, întrebesc încă o dată, dacă vrem să accedem într-o poziție de general management, sau măcar de top management, este nevoie de mult antreprenoriat. Antreprenoriatul este cel care face diferență. Celelalte dimensiuni cu privire la rolurile de manager și de lider sunt relativ similare. Haideți acum să vedem în companiile naționale și multinaționale cum stau lucrurile. Voi spuneați că companiile naționale se excelează un pic în zona de antreprenoriat și de flexibilitate. De acord? Sau aceasta este ipoteza. Și unde nu excelează, întrebarea mea este? Unde anume e nevoie să îmbunătățească lucrurile? Anticiparea riscurilor. La? Anticiparea riscurilor. La rolul de manager și la competențe în bună măsură care intră sub această pălărie. Iată cum stau lucrurile din punct de vedere al autoevaluării. Adică, după cum vedem, companiile multinaționale se văd mult mai sus la capitolul manager și semnificativ mai jos la capitolul antreprenor. Surprinzător sau nu, el excelează inclusiv la capitolul de antreprenoriat social, care, aș face o mică precizare, acest antreprenoriat social se confundă foarte des la noi, în acest context, cu CSR. Nu este CSR. Antreprenoriatul social nu este făcut de o fundație. Antreprenoriat social înseamnă profit care e nevoie să fie pus cap la cap cu dezvoltarea comunității. Dezvoltarea comunității și profitul dezvoltă acest antreprenoriat social. Este un concept care aparține celor de la Harvard și a fost inventat prin anii 2000-2001. Iată perspectiva subordonaților. Ei, din perspectiva subordonaților, companiile naționale, inclusiv la capitolul de manager, stau foarte sus. Încă o dată vorbim de 19 companii care merg bine din punct de vedere financiar. Dar au o imagine un pic, poate, prea sus vis-a-vis de competențele de manager. Și se păstrează aceeași diferență cu partea de antreprenor. În schimb, din perspectiva subordonaților, capitolul la care e nevoie să îmbunătățească nivelurile de management sunt cele de lider. Sunt competențele de lider. Adică subordonații angajați dintr-o companie națională vor mai mult leadership. Aș încheia cu două concluzii pe care mi le propun. Deci, să rămânem cu această idee, din perspectiva celor 107 manageri, nu avem pretenția că este o cercetare care poate să fie generalizată. Dar totuși sunt 107 manageri, pentru că nivelul managerial este o cercetare foarte amplă. Se pot face câteva prediții cu privire la tendințele care sunt atât în companiile naționale, cât și în multinaționale. Deci este nevoie de mai mult antreprenoriat pentru
atât pentru partea de, pentru atât de o companie națională, cât și pentru una multinațională, în ceea ce privește evoluția pe nivelul managerial. În același timp, e nevoie companiile naționale de mult mai mult management și leadership. Adică de mai multă previziune și, să spunem, crearea unui consens între angajați. Să rămânem cu această idee de ecosistem, adică dezvoltarea împreună, nu ca un lung drum, ci ca un drum împreună, în același timp. Și apropo, am auzit un zvon vis-a-vis de, de prezentarea lui Dragos și Anastasiu. Dragos spunea că e nevoie să lucreze împreună și știu că face eforturi mari în această direcție. Zvonul vizează cum a numai reușit construcția acestui grup de mare succes, Euromines, prin manager. A avut o idee minunată ca antreprenor, dar a fost nevoie de un nivel de management pentru a ajunge aici. În același timp, nu vreau să spun că doar managementul va rezolva problema, ci managementul completează partea de antreprenoriat, iar leadership-ul îi dă un sens. Să nu uităm, când ne asumăm riscuri, este o regulă din șac. Când ne asumăm riscuri, putem pierde. Dar când nu ne asumăm riscuri, pierdem întotdeauna. Să dăm ce salvi în ceea ce salvi. Adică antreprenorului, prin asumarea de riscuri, să-i dăm această valență de construcție a unui viitor mai bun. Vă rog, o idee pe care l-ați reținut-o. Mai fac o mărturisire acum la final. Această prezentare, de fiecare dată, e nevoie să o schimb în funcție de mediul în care o fac. Dacă o fac într-un mediu academic, într-un mediu universitar, conceptul de antreprenoriat nu se acceptă. Știți? Și e nevoie să spui antreprenoriat, întreprinzător. De multe ori nu sună foarte bine. Să nu mai vorbesc de ce înseamnă ownership, trebuie să spui gândire, tip proprietate. Așa că sunt anumite cuvinte pentru care, poate, în ce scuze, nu a fost cel mai bine ales. O altă idee? Eu sunt ideea de final, când ne asumăm riscuri, puteți pierde, că nu ne asumăm riscuri, când ne asumăm. Cred că ar trebui să fie ca de bază, dar